Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tarotscop. Dragii mei, din Zodia Balanță, cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în această zodie. Haideți să vedem cum este posibil să fie și pentru voi luna martie 2024 de data aceasta. Și haideți să vedem care este arcana majoră care urmează să vă guverneze în această lună, dragile mele Balanțe, dragile mele Venusiene. Și avem, nu mai puțin ca să nu-mi distragă niște treburi atenția, avem arcana împăratului, cea care vine să vă guverneze în luna martie. Și aici vorbim despre putere, vorbim despre hotărâre, determinare, stabilitate, structură, poate și o oarecare impunere a autorității și a controlului. Bun, o să vedem noi în continuare despre ce este vorba. Haideți să vedem care este un titlu al citirii voastre pentru luna martie. Ok. Rainbow Blessings. Ia câte binecuvântări care vin așa, știți cum e comoara aia de la capătul curcubeului. Blessings are showering your life. Ia câte binecuvântările pur și simplu curg în viața ta. Acum, ele curg oricum. Important este să știm să le primim. Știți foarte bine care este povestea. Apare ceva frumos, apare poate acea dorință sau acele dorințe pe care le-ați pus acum ceva timp în urmă. Dacă pentru unii dintre voi aceste dorințe au legătură, nu știu, cu acel împărat, că este vorba despre o funcție, că este vorba, cine știe, despre niște autorități sau, mă rog, treburi legale, uite că se îndeplinesc lucrurile. Mergem mai departe și vedem niște cuvinte cheie. De data aceasta scoatem bilețelele la început, așa au fost indicațiunile, așa le urmăm și să vedem. Ulala, succes! Succes, reușită și binecuvântări care vin către tine, draga mea Balanță, în luna martie, primește-le. Interes, ia uite, interesul poartă fesul, nu știu care, dacă îți urmărești interes, e bine să-ți urmărești interesul până la urmă, cu limitele etice de rigoare, știți foarte bine regulile. Și umbre interioare, deja devine interesantă citirea voastră și o să ne clarifice spiritul despre ce este vorba. Și ce mai avem? Clar cogniție. Ce înseamnă clar cogniție? Înseamnă să știi anumite lucruri ca fiind adevărate, pe bune adevărate, fără să știi de unde le știi. Asta vine dintr-o formă de ajutor din partea spiritului sau, mă rog, noi spunem așa, o intuiție foarte, foarte puternică. Bun, ascultă-ți interesul, ascultă-ți intuiția, poate cineva și urmărește doar interesul acolo, fără acele legi etice despre care am vorbit mai devreme. Bun, mergem mai departe și să vedem pe calea astrelor ce se întâmplă pentru dragele mele Balanțe în luna martie. Marte, exact același Marte care guvernează și împăratul, sau mă rog, berbecul. Marte care vorbește despre a fi competitiv, despre a intra așa în plină forță în competiție sau poate, cine știe, este cineva pe lângă tine care are această energie. Marte vorbește despre acțiune, despre forță, despre curaj și determinare. Dar ia că te vedem și energia scorpionului. El este misticul, dar poate să vorbească și despre niște lucruri ascunse. S-ar putea să fie o oarecare semnal de avertizare din partea spiritului, ca nu cumva cineva să facă niște treburi și tu să nu știi. Și vine și energia lui Pluto, the shadow, umbra, într-adevăr ceva este ascuns acolo și o să vedem noi dacă ne spune spiritul despre ce este vorba în ecuație, astfel încât să fii mai pregătit pentru această competiție, bătălie, ce-o fie acolo. Bun, și vedem o lună în Capricorn, că să dăm și mă uitam doar eu la cartea asta ce să vă mai arăt și vouă. Ea vorbește despre lucruri practice, da? De a-ți pune, să spunem, intențiile, visurile și așa mai departe în ordine, dar și să le aduci în mediul acesta practic, în mediul acesta 3D. Fă lucrurile să funcționeze, treci cumva la acțiune. Bun, mergem mai departe cu... Eram să trec la mesajele doamnei Lune, se grăbește Luna să vorbească și o să vedem noi de ce. Hai să vedem și alte puncte cheie. Și alte puncte cheie, iată mesajele, energia lui Mercur, mesaje, comunicare, călătorii, da, pot apărea pentru unii dintre voi și iată și încheierea unor capitole sau unor cicluri din viața voastră. Acum, este foarte posibil, dacă, și o să vedem ce ne spune spiritul, dacă există în preajma voastră cineva care, nu știu,
face niște manevre ascunse și așa mai departe, s-ar putea în urma unor discuții sau unor treburi care ies la suprafață să se închidă și ia cătă încă o confirmare, separation, separarea, să se închidă niște cicluri acolo pentru a te putea elibera de treburi de genul acesta, a treia confirmare, distanțarea de cineva sau de ceva, de o anumită situație, din nou energia lui Pluto, o vedem aici, care vorbește despre umbre, despre, subconștient și transformare. Ceva se încheie, este energia scorpionului, la moartea și transformarea. Ceva se încheie și se merge, sperăm noi, mai departe către îndeplinirea dorințelor. Foarte interesante mesajele pentru voi, o să vedem imediat în detaliu ce vrea să ne spune spiritul. Mergem cu mesajele Doamnei Lună mai departe, comunicare, din nou, energia gemenilor, energia aerului. Comunicarea este cheia, foarte multe mesaje, foarte multe discuții pentru voi, dragii mei, în această lună. Tu, ți-am spus, vezi de treaba ta, indiferent ce se întâmplă. O nouă poveste de dragoste, ia cătă luna nouă în balanță, zodia voastră vine și anunță. Poate să fie vorba pentru aceia dintre voi care își caută iubirea de ceva nou care apare la orizont și sunt acele mesaje, da, de început. O să vedem, și luna plină în gemeni. Răspunsurile de care ai nevoie vin către tine. E foarte posibil, așa cum am spus, în urma unei discuții sau mai multor discuții, o corectează spiritul, să se încheie că este un parteneriat, că este o iubire, că este o prietenie și ceva nou să înceapă. Expect powerful change, așteaptă-te la schimbări importante, la schimbări majore în această lună, draga mea, balanță. Pune situația în talerele balanței și mergi mai departe, pentru că vedem dorința ta de a cuceri noi teritorii, dorința ta de a te îndepărta de ceva care nu mai este benefic pentru tine și foarte posibil în multe cazuri să aibă legătură cu iubirea, da? Pentru că vedem aici luna în zodia voastră, din nou luna în balanță. Indiferent ce se întâmplă, îți spune dă-i cu iubire, privește lucrurile cu acceptare și cu iubire, nu te supăra, spune papa așa din tot sufletul și du-te mai departe. Da, și vedem o lună, tot o lună de data aceasta în rac. Ea vorbește despre nevoia aceea de apartenență. Posibil, da, pe partea aceasta de relații să se întâmple niște schimbări importante pentru voi, dragii mei, în această lună martie. Pe partea de finanțe, pe partea lucrurilor materiale și pe partea de carieră, lucrurile stau bine cu soarele în taur, spune spiritul, pentru că vei căpăta și încredere în tine, dacă vei, așa cum ți-a spus și cu luna în Capricorn, dacă vei aduce lucrurile în concret, dacă vei fi organizat, dacă vei pune osul la treabă, vei avea satisfacția rezultatelor pe care le vei obține. Și uite și eclipsa în gemeni care vorbește despre răscruce de drumuri, poate despre negocieri, poți fi și negocieri la locul de muncă pentru unii dintre voi. Important este că ceva apare, dar în urma unei discuții, din nou energia gemenilor, energia comunicării, se deschide o nouă cale și atunci tu va trebui să hotărăști pe ce drum vrei să mergi. Și eclipsă în balanță, da, schimbare inclusiv pe partea de relații, în continuare vine mesajul acesta. Mergem mai departe cu Sfântul Osho și să vedem ce anume vrea să spună luptele interioare. Și spiritul spune foarte clar, n-ai să mai poți sta într-o situație care pur și simplu te macină, da, dintr-un motiv sau altul. Și ai să înțelegi că cel mai bine pentru tine este să tai răul de la rădăcină cu zecele de săbii. Să spui ceea ce ai de spus, să spui lucrurilor pe nume, că poate n-ai avut curajul să faci lucrul acesta până acum, iată-te cartea suferinței. Situația în care unii dintre voi sunteți creează foarte multe tensiuni interioare și așa nu se mai poate. Se ajunge, Doamne ajută, inshallah, să mă uit bine la conștientizarea faptului că tu ești creatorul vieții tale și că până nu-ți adun tu puterea personală să spui ceea ce ai de spus, indiferent care este rezultatul, că la urma urmei tu ești dator față de tine și atât, în momentul în care vei ajunge la această concluzie, lucrurile se vor schimba în viața ta și vei ajunge în starea de echilibru. Pentru că a nu spune ceea ce simți, ia că t-are gura astupată, a nu spune ceea ce simți creează acele tensiuni interioare, acel război interior și creează starea de suferință. Și bineînțeles dezechilibru, în momentul în care înțelegi că e cel mai bine să spui și ce se întâmplă asta este, nu mai,
cum răspund ceilalți, de fapt nu este problema ta, te repune în starea de echilibru. Bun, hai să vedem. Oh, cinciul de săbi, comparația. Și nu numai, bine, comparația o numește și ia câte și optul de bâte aici, din nou comunicare și cu cinciul de săbi. Putem vorbi despre niște discuții ceva mai aprinse în această lună, că sunt discuții în interiorul minții tale, da, maimuțele și tot felul de nebunii de genul ăsta, că sunt discuții în exteriorul tău. Poate legate de o schimbare de direcție, nu știu, dar multe, multe discuții vedem acolo. Mergem cu Cupid Deck mai departe și să vedem și el cu ce mesaje vine, ok? Și vedem mesaje de îngrijorare. Da, nu ai de ce să te îngrijorezi. Din nou mesaje, Doamne, o să vorbesc foarte mult balanțele în luna martie și iată-te și cartea hoțului. Nu știu dacă veți fi unii dintre voi acuzați de... nu de hoție, Doamne fere, că nu sunteți corești și nu sunteți cinstiți, că v-ați ales pe voi. Cam ăsta vine mesajul. Dacă mai ai avut tupeul să te alegi pe tine, dacă mai ai tupeul să te gândești tu la binele tău și, și așa mai departe. La fel de bine, da, poate să fie vorba și despre alte discuții legate de nedreptate, fie într-o căsnicie, fie într-un parteneriat de lungă durată pe care unii dintre voi îl aveți și ia către oportunitatea sau celălalt drum care se deschide în fața voastră și care vă invită la transformare și vă poate duce către soare, către reușită, cu condiția pe care v-a pus-o luna în Capricorn și anume să fiți organizați și să puneți osul la treabă. Și iată-te și cartea copilului. Acum nu știu dacă unii dintre voi sunteți într-un mariaj, este și un copil acolo, sau putem vorbi despre nașterea unui proiect la drumul acela lung. Da, ceva se încheie, fără doar și poate, este, nu știu câta confirmarea faptului că ceva se încheie și bineînțeles ceva nou se deschide. Pot fi și niște secrete de familie în unele cazuri care ies la suprafață. No, mergem mai departe și să vedem, da. Vorbim de a-ți asculta intuiția când vine vorba despre noile începuturi cu cartea aceasta a Doamnei, a femeii, ascultă-ți intuiția, thoughts, iată-te gândurile. Foarte multe gânduri, mai ales când ești la răscrucea aceea de drumuri și iată-te sicriul la nu știu câta confirmare a terminării unei situații. La fel de bine, spiritul spune, unii dintre voi vă gândiți de ceva vreme că nu este ok, că nu miroasea bine acolo, dar poate nu ați avut curajul, da, să spuneți lucrul acesta. Acum universul vă împinge cumva să fiți autentici și să luați hotărâri pentru voi. Ia că-te și cartea vizitei, nu știu dacă vă vizitează cineva, clar, o să primiți unii dintre voi și niște vizite, pot fi din partea unui membru al familiei sau veți discuta cu cineva care vă ajută cumva să faceți această schimbare. Este alături de voi, este o persoană dispusă și capabilă să vă protejeze, spune spiritul, o persoană pe care vă puteți baza în momentul în care sunteți la schimbare de direcție și iată din nou comunicarea și mesajele. O, Doamne, Doamne, să trecem la tarot și să vedem ce anume avem. Moartea și transformarea este incredibil, da? Deci mesajul este cât se poate de clar. Hai să vedem ce avem de desubt. Avem cartea justiției. Pentru unii dintre voi, prin această moarte, prin această transformare, dar indiferent de sectorul pe care se manifestă, reapare poate starea aceasta de echilibru pe care o vedem prin cartea justiției. Balance, ea se numește foarte bine echilibru aici. La fel de bine pentru alții dintre voi și iată comunicarea din nou, această încheiere are legătură cu instituții de stat, oficiale, mă rog, acte și așa mai departe. Hai să vedem cu ce se deschide. Hei, uite cu ce se deschide. Se deschide cu chakra inimii. Dă-i cu iubire, nu privi cu ranchiună la ceea ce se întâmplă. Mă rog, să nu fie acolo resentimente și tot felul de treburi. Tot ce se întâmplă, se întâmplă în timp divin, îți spune temperanța. Păstrează-ți echilibrul emoțional, un alt mesaj important care vine. Privește cu iubire către viitor și dă drumul trecutului. Ia câte mulți de patru vedem aici. Și împăratul este tot patru, dar el vorbește de stabilitate, dar vorbește și despre oarecare stare de încăpățânare și de rigiditate. Da, e foarte stabil, dar de acolo trebuie să te mai și miști. Bun, hai să vedem ce mai avem noi aici, judgment, judecata. Da, cineva, nu știu dacă ajunge în sala de judecată sau nu, dar emite o judecată importantă și ia o decizie importantă în această lună. Prin fie aflarea unui adevăr, fie prin îmbrățișarea adevărului propriei persoane.
În centrul citirii voastre, iată, avem conexiunea cu divinitatea. Spiritul îți spune în felul următor, ceea ce se întâmplă trebuie să se întâmple, a venit timpul divin, momentul divin să se întâmple lucrul acesta. Nu te opune, îmbrățișează această schimbare pentru că te va duce pe un nou drum și de acolo, hopa, hai să vezi tu ce se întâmplă. Ia să vedem, da. Și vedem cartea spânzuratului, da, ea vorbește și despre ieșirea din starea de sacrificiu, dar și iluminare. Să înțelegi odată pentru totdeauna că e bine să dai drumul unor situații din viața ta, că e bine să fii mai flexibil decât ai fost și până acum, decât ai fost până acum și până acum. Sau poate unii dintre voi aveți de-a face cu cineva în Pești, cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în Pești. Bine, avem multe zodii aici. The Two of Cups, iată, cartea sufletelor pereche, cartea prieteniei. Ce mai avem? Ok. Și vedem, ascultă-ți intuiția, da? Când vine vorba despre o conexiune, când vine vorba despre o relație, o să lămurim noi cărțile imediat. Sau despre un parteneriat, pentru că vedem și treiul de monede, da? Parteneriat, indiferent de natura lui, că poate să fie parteneriat și pe parte de iubire. Ceva nou vrea să și se menține, ce să vezi, cartea morții și a transformării la rădăcina pachetului. Vreau să spun, un parteneriat nou începe, da? Ceva nou apare, ți-a spus-o și luna nouă în balanță, că o nouă prietenie sau o poveste de dragoste vrea să înceapă. Aoleu, că avem optul de săbi. Da? Teamă sau statul în iluzie care s-ar putea să se destrame în această lună. Fie că este teama de a intra într-o nouă relație sau într-un nou parteneriat, fie că este iluzia în care stai vis-a-vis de un parteneriat. Și vedem cu patru de cupe că acolo numai bine nu îți este. Tocmai de asta se ia o decizie importantă în această lună. Why is heart chakra here? Hai să vedem care sunt lămuririle. Da. Nu mai știu a câta oară este cartea morții și a transformării. Este pe chakra inimii. Măi, din iubire de sine, să închei dacă este de încheiat ceva în viața ta, alege-te pe tine, spânzuratul, încă o dată, schimbarea de perspectivă, venirea minților la cabeza în această lună, să înțelegi că a venit momentul prielnic să te alegi pe tine și să faci ceva cu viața ta. Să înțelegi că așa nu mai poți să jonglezi și cu într-o parte și în alta. Sau, mă rog, poate cineva jonglează, ai să vezi tu lucrurile acestea. Dar îți e greu să-ți mai menții echilibrul. Și asta te menține, așa cum am văzut, în starea aceea de suferință. Ok. Judecata are legătură cu dreptatea. Asta este clar. Ceva legat de corectitudine, de dreptate, s-ar putea să iasă la suprafață. Acum. Dar la fel de bine poate să fie și o recompensă care vine din partea unor persoane. Da, are legătură cu nedreptatea, treiul de săbii cu șasele de monede. Cred că unii dintre voi veți realiza că ați dat, ați dat, ați dat și înapoi a mai venit. Asta este, ați spera că se schimbă, că se face, că se drege, nu s-a făcut. Asta este lecție de învățat pentru voi acolo. Hai să mergem mai departe, da. Ei, uite ce legătura cu divinitatea, suntem pe chakra coronă acum și lămuririle sunt doiul de cupe cu patru de bâte. Care îți spun în felul următor, ceva nou vrea să vină, că e vorba de parteneriat, că este vorba de prietenie sau de iubire, care te va duce la victorie, te va duce la sărbătorire, te va duce la lucruri stabile și frumoase. Dar pentru asta tu trebuie să decizi ce anume vrei să faci cu viața ta, cu patru de săbi, cu cartea spânzuratului, vedem tendința ta fie de a supraanaliza această situație așa cum ai făcut-o și până acum sau de a amâna luarea unei decizii, ceea ce o să te ține în acea situație în care ai fost și până în momentul de față. Ceva nou apare, iată pajul de cupe vine cu doiul de cupe. Este o invitație la o nouă iubire, este invitație la lucruri frumoase, și cu cartea drăgostiților. Spiritul îți spune, ascultă-ți intuiția, este ceea ce trebuie să fie. Bașca cu această nouă energie, cu această nouă persoană, legătura este foarte profundă, este ceva, să zicem așa, de dragul discuției trimis de divinitate, de univers în viața ta. Este o legătură la nivel psihic foarte intensă și la nivel de anahata chakra, de chakra a inimii.
Bun, și vedem, iată, împărăteasa, poate unele, sau mă rog, nu neapărat că ești femeie sau bărbat, poate unii dintre voi sunteți părinți singuri, am văzut și cartea copilului acolo, sau urmează să fiți, nu este problemă. Pentru că această persoană care vine este total dispusă, da, să colaboreze alături de tine, este dispusă să-ți aducă stabilitate și echilibrul în viața ta. De la 3, o creștere la 4 de monede, da, ia câte și energia copilului aici, dar și această energie a invitației către a construi ceva nou, ceva nou care te duce la reușită, victorie, succes. Spiritul, dacă vorbim acum despre job, despre carieră, spiritul îți spune foarte clar, acceptă această ofertă pentru că vei fi foarte bine văzut. Vei fi apreciat pentru ceea ce faci sau munca ta va fi apreciată dacă lucrezi tu pentru tine acolo și nu pentru altcineva. The Queen of Swords, ia către regina de săbii, logică, rațiune și a nu te lăsa dominat de emoții în această lună, în această perioadă, indiferent ce se întâmplă, tu urmează-ți interesul, da? Gândește logic, băi, ce e bine pentru mine? Hai că vine momentul să mă gândesc și la propria persoană. Și așa vei ajunge la sărbătorire, iată-te la reușită. Mergem mai departe cu amorul ghebos și să vedem ce anunță amorul ghebos. Attraction, iată-te atracția, momentul în care tu te ocupi de tine, momentul în care îți vezi de treaba ta. Ce-mi plac mie sunetele astea. Momentul în care, în loc să-ți faci griji, în loc să faci tarantele pe acolo, tu te ocupi de propria persoană și te simți bine cu tine, ai să atragi lucruri faine în viața ta, ceea ce și vedem că se întâmplă pentru unii dintre voi. Nu știu câta confirmare, repet, am uitat să mai număr, adică eu știu să număr, dar nu le-am mai numărat aici. Ok, retragerea. Da? Retragerea dintr-o situație unde știi sau simți, mă rog, că nu ești apreciat așa cum ar trebui să te apreciezi, pentru că tu nu te-ai apreciat așa cum trebuia. Wedding, căsătoria, poate pentru unii dintre voi este retragerea dintr-un mariaj, pentru că altceva apare la orizont și apare true love. Dragoste adevărată apare pentru voi, dragii mei, și engagement, da? Un nou drum care se creează, care se formează alături de your soulmate, că ți-am spus, este cineva potrivit, să zicem așa, pentru tine. Că vreau să spun perfect, dar tot eu sunt cea care susține că perfecțiunea nu există. Marriage, căsătoria apare din nou. Chiar și această nouă relație, dacă vă mai doriți, poate duce la căsătorie. Ia uite tu, apare cererea în căsătorie. Ulala! Ulala! Să fie de bine! Să fie de bine și să fie cu, cu iubire. Twin flame recognition. Ia către recunoașterea între flăcări gemene. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fie mai mult decât suflet pereche. Hai să mergem mai departe și să vedem ce ne mai spune. Ia uite, un admirator secret, da, cineva se uită după tine, s-ar putea să fie sufletul pereche, flacără geamănă. Sau poate să fie și altcineva din trecutul tău. Uite măștile care au picat sau care vor pica. Și cu numărul 16, energia turnului, trebuie să se întâmple lucrul acesta. Iată-te ca tu să ai parte de o nouă viață. O nouă viață vrea să înceapă și arată extraordinar de bine dacă îți dai voie să pui capăt celei vechi și ia câte no place like home. Această nouă viață este tot ceea ce ți-ai dorit. Nu se poate traduce sentimentul de acasă, de apartenență. Asta te așteaptă. Asta ai căutat și până acum. Nu s-a întâmplat pentru că, ce să vezi, aveai niște lucruri de învățat. Dacă ți-ai făcut și temele de casă, da, vine momentul să primești ceea ce vine către tine și să îmbrățișezi cu drag. It's time to go. E timpul să pleci într-o situație, pentru că, ce să vezi, iată-te trifoiul cu patru foi, vin aceste oportunități extraordinare către tine. Ia să vedem ce mai avem noi aici. Moartea și transformarea. O, Doamne, am să... Bine, n-am timp, că mai am și alte zodii de făcut, dar eram curioasă de câte ori a ieșit moartea și transformarea în citirea voastră și poftim forgiveness. Este nevoie de iertare și de îmbrățișare a trecutului și de îmbrățișare a noilor drumuri care se deschid în viața ta. Wow, ce citire! Cred că cea mai powerful citire pentru luna martie este a voastră. Și ia către purificare. Poate este nevoie de ceva cleansing, de ceva purificare pentru a-ți readuce forța înapoi. Vedem floarea soarelui care vorbește despre plexul solar, puterea interioară de a merge
într-o nouă aventură. Acolo unde, da, abundența o vedem prin acea, acel waterfall, acea cascadă vine în viața ta și poftim Healing Chaos. Haosul acesta binefăcător, că vine turnul, că vin 70.000 de cărți ale morții și transformării, că vine acest taifun, este pentru binele tău, este pentru tine astfel încât să-ți deschidă calea către acea nouă viață pe care am văzut-o. Hai să vedem și de aici ce alte mesaje mai avem pentru dragele mele balanțe. Walking away, plecarea, mesajul este extraordinar de clar. Și iată-te, se deschide poarta către vindecare și fericire personală. Poarta este deschisă sau geam, mă rog, ce-o fi asta, du-te, dă-ți voie să mergi către, iată-te, mi-atrage atenția, curcubeul pe care l-am văzut la începutul citirii voastre și anume acele binecuvântări care vin în viața voastră. Du-te, balanța mea dragă, uite ce vine, cornul abundenței. Tot ceea ce ți-ai dorit și are numărul 11, da? Twin Flames, flăcări gemene pentru unii dintre voi. Dacă ai curaj să întorci spatele trecutului și ascultă-ți intuiția, Arhanghelul Metatron îți spune, ascultă-ți intuiția, vine ceva extrem de puternic și extrem de important pentru tine. Hai să vedem și mesajele din partea îngerilor. Da, Desiree spune că unii dintre voi sunteți într-o situație care nu este tocmai ok, o să vedeți că o să iasă niște treburi la suprafață, cere ghidare din partea îngerilor și Shanti, care este îngerul păcii, că nu mai știam cu este, și zice în felul următor că în calea ta se așterne un drum nou și lin de data aceasta fără obstacole și mai avem și pe Roșel, care foarte bine spune cu cât vei urma mai mult calea inimii tale, dar am văzut Anahata Chakra acolo, că inima ta îți spune că ceva trebuie să se termine, să ne înțelegem, cu cât vei face mai mult lucrul acesta, cu atât prosperitatea, abundența vor curge mai lin și mai frumos în viața ta. Și Oceana îți spune, acționează, energia lui Marte, da? Vei fi în legătură cu adevărul unei situații, tot ceea ce trebuie să faci este să ai încredere și să acționezi. Și să vedem și din prietenul nostru, Minionul, care își așteaptă rândul, care sunt zdrângănelele, trâncănelele pentru voi. Sper că nu purtați căști ca să vă deranjez timpanele. Hai să vedem ce zdrângănele, trâncănele avem. Și o să începem cu singura literă, care a ieșit litera H. Da? Poate este importantă pentru voi în această lună, poate fi și cineva trecut dincolo care vă protejează și vă ghidează. Vedem aripa aceasta de înger și bineînțeles doi fluturi care vorbesc despre moarte și transformare, unul mare și unul, este doar unul, da? Pentru că ăsta nu e fluture, capul meu este fluture, dar el nu e fluture, este un unicorn care vorbește despre soluții miraculoase care pot apărea la orizont pentru voi. Dragele mele balanțe, acestea sunt mesajele care au vrut să vină pentru voi pentru luna martie 2024. Dacă v-au plăcut, dacă ați rezonat cu ele, dacă au ajuns acolo unde trebuiau să ajungă, nu uitați butonul de apreciere și distribuire a acestui videoclip. Aștept cu nerăbdare comentariile voastre în secțiunea de comenzi și până data viitoare știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc.